Hei, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria voastră, nu știu dacă cea mai favorită, dar una dintre seriile voastre favorite, Review and Upgrade. Știu că așteptați de fiecare dată un nou episod și iată că a aterizat, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați pe jocătoașul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul, cred că cam astea sunt. Dacă vreți un episod foarte, foarte rapid, un nou episod de Review and Upgrade, nu uitați să dați un pumn acelui butonaj de like, să strângem cât mai multe. Asta mă motivează să lucrez la un nou clip. Astăzi avem, cred că, 6 sau 7 candidați. Așa că hai să vedem ce o să iasă. Primul este Sergio Herrera cu echipa FC Cojeasca și un buget de 400.000. Înainte să încep, aș vrea să vă zic că acest episod a fost filmat exact o zi înainte să iasă Food Birthday și s-ar putea ca prețurile să fie puțin mincinoase. Cred că s-a mai ieftinit piața, așa că na, e tot spre beneficiul vostru, fiindcă îi luați mult mai ieftin. Are o echipă frumoasă Sergiu, iar prima schimbare pentru el ar fi Kolasinac. L-aș scoate pe Robertson ăla de acolo sau cine era și l-aș cumpăra pe Kolasinac, maxim 35k, cum ziceam, cred că s-a și ieftinit. I-aș da un shadow și l-aș duce la 89 pace, 91 defending și e altceva față de Robertson. L-am avut acum ceva timp și pe contul mic și bă, mi-a plăcut. A doua schimbare ar fi să-l aduc de pe bancă pe Coaliarela, nu știu cum joci tu cu Stuani, fiindcă Aquarela, cum îi zic eu, e mult mai bun. I-aș da Hulk și-l ajunge 93 pace, 99 shooting, 89 physical, un jucător extraordinar pentru mine, joacă super sub și își face treaba foarte bine. Și dacă tot am adus în discuție treaba cu Coaliarela, trebuie să luăm și ceva ca să-i dea acolo strong link. Și anume o să luăm pe El Shaarawy. Bine, sincer, nu știu dacă Coaliarela nu o să joace în 10. Nu știu dacă i-am pus chem de 10. În fine, în 8 o să joace, dar tot e mai bine decât Stuani, mult mai bine. Îl cumperi pe El Shaarawy cu 200.000, cred că și mai ieftin. Îi dai Didai și îl duci la un 94 shooting, 92 pase, are 96 pace, exact cât îi trebuie, dribbling la fel, physical decent, physical ok. Și da, Dembele ăla mi se părea cam depășit un pic, mai ales în perioada asta. Iar ultima mutare pe care aș face-o, dacă aș juca în sistemul ăsta, eu și aș avea echipa ta, ar fi să-l bagă minutul 1 pe Sergio Ramos CDM, cred că se descurcă. Nu știu dacă Van Dijk ar fi mai ok CDM. Na, l-aș băga pe Sergio Ramos CDM. E mult mai ok decât... Dar bine, nu cred că jucai tu cu Ben Yedder. Cred că intra într-un alt sistem. Nu mi-ai zis sistemul. Eu zic ce văd și cam atâta. Sper să meargă bine echipa. Cât mai e. O lună, două, trei. Dă-i bice, amice. Al doilea este Răzvan Ionuț cu un buget de un bulion și cu echipa Muie EA. O echipă, bă, interesantă, dar cu bugetul ăsta, sincer, tot aș schimba ceva. Văd și pe banca de rezerve jucători interesanți. Da. Prima mutare ar fi să îl dau de acolo pe Kanté gol și să-l aduc pe Fernandinho pentru un maxim de 350.000. Team of the season, shadow pe el, face link cu toată lumea, toți sunt fericiți. Shadow îi boostează până la 93 pace, 97 defending, poate să-ți dea gol. Eu ți l-am pus mai mult pentru CDM, mi-ai zis că joci un 4-2-3-1 cu 3 CIM și un striker. Și da, CIM sunt Fraser, Mahrez și jucători de la Liverpool, Firmino, iar atacant Aubameyang cel mai probabil. CDM erau Kanté și Ducure. Eu zic să aduci pe Fernandinho, joacă foarte bine, CDM poate să te ajute și pe fază ofensivă, deși nu este meseria lui. Doar 350, maxim 350k, dar asta am mai spus. A doua mutare ar fi să-l aducem pe Son, pe fiul de la Tottenham Hotspur, în loc de Mahrez, și acela mi se pare. Deci, bine, Mahrez e Mahrez, merge,
Dar Sony altceva, eu așa zic, 250K, footboard-ei, maestro pe el, pe 190 consider că e destul de ok. Și da, tu nu joci în benzi, dar CIM e mult mai bun decât Mahrez. Maestro pe el îi duce shoot-ul până la 93, pase la 91, dribbling-ul la 96, are pace destul pentru un CIM, cum ziceam, physical e ok, 74, se poate și mai bine, dar nu poți să le ai pe toate. A treia schimbare ar fi Wijnaldum de la Liverpool pe poziție de CDM, cum joci 4-2-3, nu am explicat, nu mă mai repet, doar 315K l-am pe al doilea acum și stă acolo, nu știu. Aproape de versiunea mid a logulit, nu știu dacă prime, dar mid e ok și raportat la cât costă e și mai ok. 315K îi dai anchor și îl duci în 90 pace, 94 defending, 90 physical și el e box to box. Cred că e mai box to, da, e mai box to box decât Fernandinho, deci ai doi CDM care oricând te pot ajuta și pe fază ofensivă. Iar ultima mutare ar fi în minutul 1, bineînțeles dacă aș avea echipa ta, să îl bar pe Militao left, right back în loc de Doherty. E păcat de el, frate, să-l ții pe banca de rezerve. Nici nu știu dacă ți intră, sincer să fiu. Asta aș face, l-aș băga pe Militao right back, dacă nu undeva sau nu. Aș băga mai bine, da, am făcut eu o greșeală. Îl bagi, nu mai pot să editez în timp ce filmez. Bagă-l center back și trece-l pe Walker, pe right back. Asta aș face, acum m-am gândit. Probabil intri la pauză cu Qualiarella, striker și cu Vela sau Martinez CIM. Eu așa aș gândi eu. Și da, baftă să ai și să ne mai auzim, nu? Numărul 3, Adonis AGH cu echipa 1-1-2 și un buget de 300.000. Bugetul nu e foarte wow, dar cred că putem să îi facem și lui un mic upgrade, nu? Putem? Hai mă, să încercăm, nu? Primul upgrade ar fi la fond. Future Star în poartă în locul lui Szczęsny. E altceva și nu te costă mult. Maxim 55.000, dar îi lași basic pe card sau dacă are altul, îi pui basic și îl duci 99 diving, 99 handling, reflexe, 97 poziționare, 96 kicking. Are și viteză, n-are cât Ederson 80 ceva, dar 65 e mai mult decât ok. A doua mutare ar fi Koulibaly in form, 91, trebuie să se fie ieftinit toate carturile, trebuie să se fie ieftinit măcar acolo, nu știu, puțin, cu 10%. In form de 91, shadow 115K maxim, îl duci în 88 pace, 97 defending alături de 91 physical, e tank, frate. E tank din Senegal sau din ce țară, cred că Senegal. Iar ultima mutare ar fi un mic upgrade la Nainggolan, nu-ți permis Team of the Season, așa că te-a sfătuit să mergi pe 11 to watch. Cum a apărut eventul cu 11 to watch, sigur e mult mai ieftin, poate prins chiar și la jumătate de preț, din cât am pus eu aici, scuzați, n-am stat să verific. Nainggolan, dar 140K, sigur e mai ieftin. 90 pace, 92 defending cu shadow, are și physical, te poate ajuta și pe fază ofensivă și da, ai 3 mijlocași buni acolo, nu wow, dar sunt buni toți 3. Mai departe, să vedem ce scrie în carte, Alex Moldo, chiar acum a aterizat, buget 400K, ține cu Dinamo, FC Dinamo. Și are o jumătate de echipă, aș putea spune, bună. Bună, mă bucur că joci cu De Gea și nu joci cu Alisson. Pentru mine e cel mai prost portar de anul ăsta. Dar nu, pentru alții apără, deci nu e o regulă. Hai să vedem, 400.000 de bănuți. Ce facem pentru Alex? Facem așa, l-aducem pe Oriei, Road to the Final. Maxim 165.000 de coins. L-am avut, știu ce poate, shadow pe el, 98 pace, 96 defending, 88 physical, cred că are un jumping de aproape 99, nu mai știu, dar a fost mult timp top și încă a rămas la un nivel destul de ridicat. A doua schimbare, Salah, in form de 89,
nu-ți permis sau poate-ți permiți, în funcție de cât s-au ieftinit cardurile, să iei și altă versiune, eu l-am pus pe ăsta. Salah, 89-160.000, Didai pe el, pentru un buze 92, shooting 87, pase, peize 93, dribbling de 90, e ce trebuie, păcat de 3 Wickford, dar anul trecut avea 2, boy. Iar ultima achiziția ta este Kun Agüero, mi se pare mult mai ok decât Bobby Firmino, acum nu, tu știi, dacă ți se pare Firmino mai ok, folosește pe el, dar eu zic că Aubameyang cu Agüero fac un cuplu foarte bun, mai ales la Dinamo să fac o glumă, 40.000, Hunter pe el, 96 pace, 95 shooting, 89 dribbling, pasele sunt ok pentru un striker, fizicul e decent și da, baftă să ajungem Champions League cu Dinamo, nu? Yo! Penultimul pe listă, Yanis Dante cu 500.000, jumătate de bulion, o echipă interesantă, Sancho l-am face cu ochiul, Cristiano Ronaldo l-am, în rest, da, mai și pe bancă ceva, ce putem să facem pentru el, ne gândim și noi puțin, analizăm, gestionăm, ha? Hai mă să gestionăm puțin. Și gestionăm în felul următor, Robertson, team of the season, a ajuns la echipă, 315.000, Sentinel pe el pentru un buz de 98, defending 94, physical, are pace destul, problema la băiatul ăsta e că nu sare, dar dacă nu te deranjează treaba asta, pe mine mă deranjează, fundașul care n-are jumping mare, pentru mine nu prea există, dar repet, e un cartonaș per total ok, lăsând la o parte jumping-ul, are statusuri demențiale și asta ar fi recomandarea mea pentru tine. A doua, a treia, a șaptea, mutarea ar fi Sané, știu că depășim bugetul, dar cum s-au ieftinit cardurile, ai șanse mari să te încadrezi în bănuții tăi. Echipa este CDVVV, nu știu ce înseamnă, dar probabil e un cod, cred că-s numerele la loto, în mesaj codificat, nimeni nu știe, doar el. Sané, versiunea de, cred că, Team of the Tournament, ceva de Champions League oricum. Maestro pe el, am zis 300.000, îl boostezi în shoot, în pase și în dribbling la 92, 90, 96, pace-ul nu mai are rost să-l boostezi. Dacă vrei physical poți să-i dai și finisher, dar eu te sfătuiesc să mergi pe Maestro, pentru că e exact ce trebuie pentru Leroy Sané. A treia mutare ar fi să-l aduci de pe banca de rezerve pe Boateng și să-l faci striker, nu ți-l afectează pe Sancho, pentru că Sancho oricum juca în 8, chiar dacă lua link verde, ia două link roșii, deci în 8. O să joace și Boateng în 8, cum a juca și Royce. Și e păcat, frate, să nu-l bași pe Boateng. Adică ia uite, îi dai shadow, îl duci în 84 pace, 94 defending, are și 90 physical. Nu zic că e foarte wow, dar la ce buget ai și la ce echipă, e mult mai ok decât, cum îi zice, Royce. Mai ales că avea un ofensiv, un mijlocaș ofensiv, acela este Bernardo Silva, unul box-to-box Pogba. Și ai nevoie și de unul cu profil defensiv, un CDM adevărat. Pogba e fundaș, dar se descurcă și la mijlocul terenului, fiindcă nu, în minutul 1 intră Cristiano Ronaldo, striker. Cred că mutarea asta o făceai și tu cu Royce. Da, echipa per total e frumoasă, un upgrade la Van Dijk ar fi necesar, deși merge și 88-ul. Dacă a mers până acum, mai merge o lună, două, nu? Iar ultimul client pe ziua de azi este Meseșan Bogdan, sau Meseșan, nu știu, cred că Meseșan Bogdan, 300.000, are două iconuri, Optimus, îmi place la nebunie Inzaghi, glumesc, dar nu, ție dacă îți place e ok, adică nu trebuie să-mi placă mie ca să-ți placă ție, știi cum e. O nouă vorbă celebră spusă de Surdaciu, să o notați în carnețel, e ca atunci când Ilie Dumitrescu vorbește la Digi Sport matinal sau Digi Show Extra Night Show, nimeni nu știe. Bun, 300.000 buget, echipa FC LPS Cluj și ce putem să facem noi pentru Bogdanel? În primul rând, Doherty, team of the season pe right back, eu așa zic,
115.000, sigur, e mai ieftin, îi dai anchor, îl duci, sau anchor, cum zic eu, îl duci în 93 pace, în 95 defending, în 93 physical, te poate, poate să-ți dea gol chiar și cu 83 shooting, dacă apare cumva, dacă lași să urce și cumva nu vine o centrare de pe partea stângă de la Neymar, depășește pe Inzaghi, că el joacă atacant, și pe Salah, sau Salah nu e acolo. Ajunge la Doherty și cu 83 shooting sunt șanse mari să-ți dea și gol. Dacă am mutat pe right back, hai să mutăm și pe left back, Alex Telles. Cred că upgrade la el, din câte... nici nu mai știu. Uite că acum a fost și am uitat. Da, cred că da, era cel de 84, Alex Telles. Road to the final, doar 80, maxim 80.000. Anchor pe el, anchor. 93 pace, 95 defending, 85 physical. Mi-a plăcut la nebunie acest cartonaj. Dacă nu-mi pica Mendy, cu siguranță aș mai fi jucat cu varianta lui Team of the Season chiar și acum. Iar ultimul este De Bruyne în loc de Henderson. Chiar dacă Salah scade în 8, eu zic să faci mutarea asta pentru că da, sau dacă nu vrei să-ți cadă Salah, o să scadă în Dombele în 8. Să-l muți pe CM, la scade și Van Dijk. Nu, o să joace Salah în 8, dar nu-i problemă pentru că are un card și așa boostat aproape la maxim, nu se simte ori 8, ori 10, tot pe acolo. Vorbim de De Bruyne, 60.000, vorbim de un Hunter pe el pentru 87 pace, 92 shooting, are 92 pase, 87 dribbling, chiar și physical, 5 weak foot, ce ar mai fi de adăugat la el, mai nimic. Cam astea au fost schimbările pentru tine, baftă cu echipa și hai cu top 100, nu? Sau... bine, top 100, e acolo, cred că poți, glumesc, frate. Tu știi că scoți, m-aș bucura să scoți top 100, de ce nu? Baftă și Doamne ajută. Da, frățiori, cam ăsta a fost episodul, s-a încheiat aici. Știu că vă pare rău și că așteptați unul nou, dar vă promit că mai vine pe Vampirie, dar rupeți masiv butonul, dați și un share să văd cât mai multă audiență ca să, cum am zis la începutul clipului, să mă motiveze. Mi-am luat și am venit direct de la baltă, am uitat să-mi dau jos căciula, asta e căciulă, mi se pare vouă că e pălărie, dar vă zic că e căciulă. Da, ăsta a fost clipul, voi ați fost și rămâneți pe viață, cei mai tari și la înălțime. Uite că se uită la noi, Messi, Neymar și Ronaldo, trebuie să fim prezentabili. Și da, fraților, până la viitoare, și sloganul, pace, simă, iubire, credință, big boy, big smoke, respect, pe viață!